Salutare prieteni, sunt DJ Green Sound și vă spun bine ați venit la un review sau unboxing la câteva produse pe care le-am comandat cu puțin timp în urmă de la Thomann. Pentru cei care nu știu, Thomann este cel mai mare distribuitor de echipamente, de sunet, instrumente, lumini și așa mai departe. Dacă nu știați până acum de el, puteți să intrați Thomann.de, pentru că este din Germania, sau Thomann.ro, pentru că au și în română. Primul produs la care vreau să vă fac un review este vorba de o clemă de la producătorul Global Truss. Este o clemă foarte, foarte practică, foarte bine lucrată. Clema aceasta are prețul de 5,80 €, dar trebuia să iau un capăt. Dar mă descurc așa, este ușor de desfăcut aceasta. O clemă lucrată numai și numai din aluminiu. Ce îmi place foarte mult că are acest sistem foarte rapid. Puteți să vă bazați pe această clemă și cu siguranță va suporta greutate de până la 100 de kg. Aș vrea să vă și arăt cum se prinde. Este foarte simplu de utilizat. Acesta este un trus de 1,5 m, tot de la Global Truss. Puteți vedea cât de simplu se poate prinde. Și acest mâner îmi place foarte mult pentru că este destul de mare. Nu te dor degetele când strângi, față de clemele vechi. Această clemă este garantată pe viață. Nu știu ce s-ar putea. Se pot pierde în timp diferite, adică fluturile acestea sau siguranța sau șaiba. Acestea le puteți pierde, dar în rest nu am văzut de cât timp folosești, folosesc de foarte mult timp, de cel puțin 10 ani folosesc astfel de cleme. Nu mi s-a întâmplat să crape, să se rupă și așa mai departe. Ok, următorul produs la care vreau să vă fac un review sau un unboxing este vorba de The T-Rex Power 8S USB. Ce facem cu acest prelungitor? Practic este ca o triplă. Această triplă este foarte utilă, foarte bună pentru un rack. De aceea am și ales să cumpăr. Prețul este de 29 €. Eu zic că merită. Îmi place foarte mult cum este lucrată. Are și două porturi USB. Am ales cu porturi USB deoarece trebuie să-mi încarcă GoPro-ul, telefonul și așa mai departe. Cablul, care este de 1,5 m, este solid. Din câte am văzut eu în specificații, nu este menționat grosimea firelor din interior, dar cred că putem vedea pe cablu. Acestea sunt de 3 x 1,5, adică este un cablu decent, bun, de ce nu, să reziste la o capacitate destul de mare. Mai exact, puterea maximă consumată este de 3680 W. Sunt foarte încântat, are aceste urechi unde se poate prinde pe racul de 19 inch și de aceea v-am și spus că mi-a plăcut foarte mult pentru că se poate monta într-un rack. Aceasta vine de exemplu în spate, poți conecta amplificator, procesor, mixer și așa mai departe. Și nu mai e nevoie să stai cu triple. Ta-da! Mergem mai departe. Avem un The T-Rex Voltage Meter. Ce face acest produs? Ce avem aici în interior? Avem cărțile în engleză, specificațiile și în germană. Ta-da! Așa arată. Ce este? Este un stabilizator de curent. Oarecum. Te ajută foarte mult, ca și cel pe care l-am prezentat înainte, să-ți conectezi diferite aparate. Deci puteți să puneți până la 2200 W. Din punctul meu de vedere, zic să nu depășiți mai mult de 2000 W. Ce are pe fața acesta? Are un buton de on-off. Are protecția de 10 A. Wow! Ce sunt acestea? Sunt două becuri. Se poate monta foarte ok în rack și poți avea lumină către celelalte aparate pe care le folosești. Amplificator, procesor de sunet sau ceea ce vrei să folosești în rack respectiv. Iar de aici văd că este butonul de aprins, de pornit, oprit. Și avem dimmerul de aici. Haideți să-l și programăm, să vedem cum funcționează.
V-am spus, este 48 de euro. Atâta costă acest produs. Eu zic că își face treaba foarte bine și este recomandat să puneți echipamente care nu au un consum mare, dar să aveți siguranță pe partea de curent electric. Cum spuneam mai devreme, ne arată tensiunea cu care lucrează în momentul de față, deci undeva la 230. Cum spuneam mai devreme, avem aici două lămpi, dimmerul. Prima oară să-i dăm butonul de on și acum s-a făcut lumina. Și este indicat, de exemplu, să-l punem în rack în partea de sus, iar în partea de jos să avem procesor sau ce echipament avem, dacă vrem să avem un pic de lumină. În condiția în care sunt folosite într-o zonă, sau în general în cluburi, în restaurante, localuri care nu au o lumină pentru a avea control la celelalte echipamente. Și bineînțeles, de aici se aprinde. Și mai mult de atât, v-am arătat conectorii. Cam asta este. Este un produs simplu și raport calitate-preț foarte bun. Green sound.